copil am muncit, că am fost la țară, la câmp. Nu v-a fost frică de muncă? Nu. Dar tinerii din ziua de astăzi mai muncesc cum ați muncit dumneavoastră odinioară? Nu. Să uită să le dea bunicii, să le dea părinții, să fie totul de gata, numai lux, numai firme, numai fițe și figuri. Așa suntem. Cum vi se pare, doamna, acest lucru? Că naiba, cum să mi se pară? Cum să mi se pară? Dumneavoastră cum vi se pare? Ceva e ieșit din comun, dar n-avem ce face, asta e. Paula pune tunurile pe tinerii din ziua de astăzi. Timișoreanca spune că a muncit de mică și că nu i-a fost nici frică, nici rușine să meargă la câmp și să trudească din zori și până în seară. Acum tinerii, spune Paula, caută luxul și opulența pentru care nu vor să muncească. Mai grav decât atât, Paula se îngrozește când vede câți tineri cad pradă dependențelor de droguri și alcool. Și băutură și droguri și petreceri, fel de baluri, de discoteci, de unde peste tot jocuri de noroc, peste tot pe unde să duc, peste tot sunt bani, nimeni nu-ți dă nimic gratis. Nu vor ajunge anii noștri, nu vor ajunge anii noștri și îmi pare rău. De ce credeți asta? Pentru că se distrug singuri, prin mâncare, prin băutură, prin prostii, prin tot, se distrug singuri. Asta este, asta e realitatea. Tristă? Tristă și dureroasă. Tristă și dureroasă. E de plâns, nu-i de râs. Dar, na, astea suntem. Asta e societatea din ziua de astăzi. De ce credeți că am ajuns aici? Au interpretat greșit democrația. Acum nu, se ridică-te pe scaun în mijlocul de transport? Nu. Baba, stai acasă, baba. Sau moșul. Tinerii își apără generația și spun că lucrurile nu stau chiar așa cum au fost descrise de doamna Paula. Deci consumul de droguri, în primul rând, se influențează din cauza influenței și a anturajului, în primul rând. Și dacă nu vrei să te droghezi, nu te droghezi. Adică asta e strict o alegere de la diferite persoane. Nu înseamnă că toți tinerii se droghează sau se distrează și doar asta un cap. Depinde foarte mult de la persoană la persoană și de cât de influențabil e. Dumneavoastră ce vă doriți? De la viață? Să reușesc în carieră, în viață, să merg la facultate și să fac ceea ce îmi propun, în niciun caz drogurile sau distracțiile. Nu neapărat răutăcios, doar că pe vremea lor nu erau chestiile respective și atunci, da, când vin la noi aici și ved cum s-a schimbat generația, pentru că, într-adevăr, sunt anumite schimbări pe tot parcursul generației și s-au schimbat și schimbări foarte majore. Și na, atunci, da, li se pare ceva diferit, pentru că e ceva diferit și da, au apărut și drogurile și toate chestiile respective. De asta nu înseamnă că toată lumea le practică, cum am spus. Sunt unii copii care fac chestiile de genul, dar nu toată lumea este la fel. Și oamenii ar trebui să se mai emancipeze, pentru că nu mai trăim în anii 90. Să lase drogurile, nu sunt bune, să învețe la școală și să-și facă un viitor mai bun. Problemele tinerilor cu drogurile sunt tot mai grave. Specialiștii spun că vârsta de la care copiii încep să consume substanțe interzise a scăzut alarmant la 10 ani.